Zunivers Podcasts. Această putere a credinței m-a menținut pe linia de plutire, pentru că fără să avem o dietă a minții, noi nu putem să coborâm mintea în inimă. Ce atitudine trebuie să avem față de bani? Banii sunt o energie, cum spun mulți, nu spun eu, și în momentul în care împuternicim banii cu partea aceasta spirituală, se numesc bani spirituale. Le creăm o realitate spirituală. Și atunci acești bani se vor înmulți. Metodele prin care poți să-ți înmulțești bani este să ții post negru cu acest scop. Să-ți dea Dumnezeu mai multe resurse ca să faci ceea ce îți dorești tu. Pe măsura evoluției, noi avem o cu totul altă percepție și asupra bogăției. Nu este suficient să ai acea bogăție materială. Și ce ai făcut? Ai renunțat la milioanele de euro? Da, am vândut business-ul, am investit în mine. Eu cred că e cea mai bună investiție. Foarte puțini oameni au această putere să plece de la un loc sigur, să spunem, de muncă. Acest burnout care nu este tratat la timp poate duce în Alzheimer. Ce anume îi trebuie unui om să se îmbogățească? Îi trebuie credință, în primul rând. Competiția nu este între noi și alții, este cu noi, să devenim mai buni pe zi ce trece. Tu spui că avem toate darurile Universului. Le avem, numai că nu știm să le accesăm. Intervie Vista cu Florentina Fântânaru. Un podcast Zunivers. Sunteți la Intervie Vista, un podcast despre a ști și a cunoaște. Fiecare are o poveste de viață, e ceva de învățat din fiecare lecție de viață. Obiceiul meu nu este neapărat acela de a face o prezentare la începutul discuției, așa că direct la subiect. Adina Moldoveanu, spune, te mai întrebi încă cine ești? Da, în fiecare zi, bună ziua, mulțumesc pentru invitație în primul rând. Cred că face parte din antrenamentul nostru de viață să ne întrebăm și să ne autoevaluăm în anumite etape ale vieții. Unde ai ajuns? În ce etapă a vieții? Ai trecut prin multe, am văzut eu în cartea ta. În carte am scris, evident, numai o parte din călătoria mea spirituală. Urmează în următoarea carte și ce s-a întâmplat după ce am făcut dieta minții. O să vorbim și astăzi despre aceste lucruri și mai mult decât atât este aspectul acesta de evoluție internă și vom vorbi astăzi despre asta. Unde ai ajuns? Spune-mi. În ce punct ești acum? Depinde pe ce scală evaluezi acest lucru. Și nici nu-mi place să mă laud, sincer. Dar trebuie să te descoperim, Adina, pentru că tu aici în carte și în interviurile tale spui că ai avut mulți maeștri. Așa ai trecut este. Pe la mulți. Mm-hmm. Cu cine ai început? Ai început cu ortodoxismul? Ești botezată, nu? Da. Ești ortodoxă. Da, da. Și ai ajuns chiar și la Cabala. Așa e este. Un punct în care tu te afli acum, stărui. Mm-hmm. Știu că ai făcut, nu, o universitate, Cabala, Universitatea Cabala din New York. Da, da, da. Am început în New York și pentru că era oarecum departe pentru a sta acolo câțiva ani, tot cei de acolo mi-au recomandat ca să continui în Europa. Am continuat Londra, Tel Aviv și, bineînțeles, m-am reîntors în New York, Miami și Los Angeles, unde au ei centrele, pentru a mă definitiva, ca să spunem așa. Mai ai de studiu? Da, vieți întregi. Vieți întregi. Spune, da. Tu spui în carte la un moment dat că ești la a treia viață. La a treia încercare. La a treia încercare. În această viață. Ei chiar au o calibrare, să spunem, a dorinței noastre. Spun că o dorință nu se poate manifesta în adevărata ei splendoare decât dacă încerci de 3 ori. A, serios? Da, da, da. Și nu te lași și atunci, bineînțeles că ești primit cu brațele deschise. Eu n-am știut acest lucru, la mine pur și simplu s-a perpetuat această încercare în diferite faze ale vieții și tot căutând, la un final mi s-a deschis ușa.
Da, știu că ai plecat să publici cartea în Statele Unite. Da. Și cum a fost acolo? Povestește-ne că te-ai dus acolo. Ce credeai? Că o să fie mai simplu, mai ușor decât în România? Sincer, am încercat prima oară să o public în România. Din păcate, la momentul acela nu existau prea multe edituri care să încurajeze autorii. Noua spiritualitate. Exact, nu? exact. E mare lucru că ai găsit Școala Ardeleană. Da. Prin Dar, grația domnului profesor Durcan. Îl pupăm pe domnul profesor și a scris niște lucruri aici foarte interesante, pentru că tu spui la un moment dat că puțin înțeleg că eu îndeplinesc o misiune personală. Domnul profesor a simțit asta și mai spune că toate sfaturile necesare ființei umane pentru a-și edifica o viață de succes se găsesc aici. Serios? Da. Wow! Da. Spune, ai plecat în America? Așadar, pentru că nu am avut succes de la început în România, am găsit un PR în America care mi-a spus, i-am dat manuscris evident și a spus cu ceea ce scrii tu acolo este imposibil să nu ai succes aici, pentru că se cere așa ceva, oamenii sunt avizi de cunoaștere. Și atunci vin aici că te ajut și bineînțeles m-a ajutat ca să îmi lansez cartea în America. Nici acolo nu este ușor, există mai multe metode prin care poți să-ți publici cărțile. Eu am ales-o pe aceasta, a publicat pe Amazon, pentru că inclusiv românii care erau prin diferite părți ale lumii puteau să o acceseze, ceea ce s-a și întâmplat, dar mai ales oamenii vorbitori de limba engleză, pentru că am publicat-o în limba engleză. Cum ai ajuns ca să ajungă această carte să fie bestseller pe Amazon? Sincer, nici eu n-am știut cum am ajuns, pur și simplu după ce am publicat-o la câteva zile. Cred eu că și cu siguranță Dumnezeu mi-a înlesnit acest lucru. Pur și simplu m-a sunat PR-ul meu din America și mi-a trimis prin screen-ul de pe Amazon, zice ești bestseller și mai mult decât ești bestseller, ești în fața unor autori de renume, precum John Maxwell, de exemplu, care era pe 13 în ziua respectivă. Wow. Și eu am zis, oh my God, ce mi se întâmplă? Înaintea lui Maxwell. Da, adică un titan vorba aia și care are atâtea cărți publicate, mi s-a părut așa, era copleșitor momentul. Mm-hmm. Dar în același timp nu asta îmi doream neapărat, faima să spunem, ci să ajungă la cât mai mulți oameni și să înțeleagă. Și au început să-mi scrie oameni din diferite părți ale lumii, în general America și Anglia, Australia mai avut, deci vorbitori de limba engleză. Da. Și bineînțeles că s-au autosesizat cei de la Fox News și m-au invitat nu o dată, ci de două ori ca să pot să-mi expun cele scrise în carte. Audiența a fost foarte bună și de acolo a început de fapt un drum pe care îl știam, îl intuiam, dar ca orice om aveam nevoie de validare. Și te-ai îmbogățit după ce ai devenit bestseller, nu de Amazon? Nu, pentru că nu acolo sunt banii. Banii sunt în ceea ce faci după ce îți lansezi cartea. Cartea este relativ ieftină pe Amazon, nu exact cum am spus, nu de acolo vin banii. La cât ai ajuns cu prețul? Adică ce preț are pe Amazon? Câțiva dolari, adică nu este... Și fiind în sistem self-publishing, toți banii mi revin mie, dar bineînțeles că eu am investit la rândul meu în cursuri, pentru că exact asta m-a sfătuit și PR-ul din America, ceea ce am replicat după aceea în România, să dezvolt subiectul și să fac un curs prin care oamenii să înțeleagă, de fapt, cum să-și facă această dieta minții pentru a obține abundența în viața lor, din toate punctele de vedere. Pentru că abundența nu e așa, nu este numai materială, cum cred majoritatea. La asta ne gândim, în principal. Da. Abundența este și în ceea ce privește relațiile, pentru că am câțiva clienți care au foarte mulți bani, dar nu și-au vorbit cu părinții de 20 de ani, sunt într-un permanent conflict cu copii, acolo nu este abundență, clar. Și oricât bani ar avea, nu poți să cumperi această iubire și armonie în familie. Aici ai de făcut un lucru intern, un antrenament, să spunem, de spiritualitate și mai mult decât atât este foarte important ca să îți gestionezi de fapt această
acest aspect al conflictelor și al să-ți managerezi partea asta emoțională. Mai mult decât atât, bineînțeles că eu consider, și nu numai eu, consider că abundența este și din punct de vedere a sănătății. Tot așa, cunosc foarte mulți oameni care au bani, dar nu își pot cumpăra sănătatea. Pentru că undeva, la nivel profund, ei au poate o ranchiună față de cineva, au tot felul de aspecte pe care nu și le pot ierta și astea pot fi din viața asta sau din alte vieți. În următoarea carte pe care deja am început să o scriu, care se numește Ancestral, programul Ancestral, de fapt asta fac, explorez trauma transgenerațională, pentru că, din păcate, sunt anumite aspecte ale vieții noastre pe care nu putem să le rezolvăm numai cu ceea ce ni s-a întâmplat în viața asta, chiar dacă ne ducem în intrauterin, am găsit foarte multe traume, copii care nu au fost doriți și au început să dezvolte neiertări chiar din burtica mamei, din păcate. Și eu folosesc mai multe tehnici prin care reușim ca să facem iertarea la nivel profund și acolo unde s-a produs cauza, pentru că noi dacă nu ne ducem la cauză și tratăm tot timpul efectul, evident că vindecarea nu este pe termen lung, este numai punctuală. De ce ai fost aleasă, Adina? Nu consider că am fost aleasă, toți oamenii sunt aleși într-un fel sau altul. Cred că nu realizează toți oamenii că sunt aleși de Dumnezeu ca să vină aici pe pământ, unde este o platformă școală, cum spun eu. Și, dar de ce faci tu lucrurile astea? Că nu le fac mulți oameni și nu se pricep mulți și mulți nici nu înțeleg. Tu aici spui că îi mulțumești lui Dumnezeu care mi-a dat șansa să-mi îndeplinesc misiunea personală. Nu toți avem șansa asta să ne îndeplinim misiunea personală? Ba da, dar foarte puțin conștientizează și foarte puțin, cum să spun eu, stau pe această linie a misiunii personale, mulți se abat de la ea. Avem foarte multe ispite, mai ales în ziua de azi, pe vremea mea nu erau atât de multe ispite, dar în ziua de azi tinerii au multe aspecte pe care nu poate să le gestioneze. Și mă uit la noua generație, sunt câțiva care îmi vin la cursuri și seminarii și își doresc să cunoască mai mult, dar sunt destul de puțini. De ce? Pentru că observ că nu a existat o preocupare de acest gen în familia lor. Și asta la se tine învață. Cum a fost în familie? La mine, eu mă consider fericită și cred că de acolo vine o recunoaștere a darurilor și harurilor. Pentru că în familia mea, eu am crescut la bunici până la 3-4 ani și bunica mea era foarte spirituală din mai multe puncte de vedere, ortodoxă, practica în mod curent, să spunem, deci era o practicantă, nu numai un exponent al religiei ortodoxe. Acolo am învățat într-adevăr partea aceasta hristică care mi este dragă și nu înseamnă că dacă am explorat și alte curente, n-aș putea să le spun religii, cum ar fi și budismul și cabala, asta înseamnă că m-am îndepărtat de la religia mea mamă, ca să zicem așa. Nu poți, părerea mea este că nu poți să mergi în altă parte până când tu nu ți-ai integrat în toate structurile tale învățăturile de acolo. Și este foarte greu de integrat, pentru că, din păcate, nu prea sunt oameni care să facă acum. Am văzut că au început câțiva preoți ca să facă mai mult decât ce fac în biserică și să explice oamenilor, să vină în podcasturi, să vină în partea media și să dăruiască mai multă cunoaștere decât poate o putem afla în cadrul bisericii. Și asta este foarte bine. Pentru ce ai pătimit tu mai tare, Adina? Că nu ți-a fost ușor în drumul ăsta, nu? Au fost câteva aspecte în viață. Pentru că pe măsura evoluției, noi avem o cu totul altă percepție și asupra bogăției, abundenței, cum am spus mai devreme, și aici am pătimit, a fost unul dintre momentele mele critice, așa numita desprindere de material, ce am descris-o și în cartea Dieta Minții, pentru că nu înțelegeam, exact cum am spus mai devreme,
În momentul în care ai o afacere de milioane de euro, de ce nu poți fi fericit? Ai trecut prin asta? Da, da, da. Ai avut o afacere de milioane de euro? Da, da, da. Cu ce te ocupai atunci? Vindeam tot felul de mașini și unelte industriale. Și am crescut o echipă de 30 de oameni care vindeau în toată țara. Eram reprezentanții unei companii din Germania. Și cu toate astea, eu nu mă simțeam împlinită. Deci am trecut și prin faza asta a vieții. A venit o criză de identitate în jurul vârstei de 40 de ani și mi-am dat seama că nu este suficient. Exact cum am spus și mai devreme, nu este suficient să ai acea bogăție materială. Aș putea spune că la nivelul ăla există o bogăție, un confort, să spunem, material. Bineînțeles că îți dorești tot timpul mai mult, niciodată nu e suficient, dar nu poți să spui că, Doamne ferește, mor de foame, adică nu se pune problema. Și ce ai făcut? Ai renunțat la milioanele de euro? Da, am vândut business-ul și... Și te-ai îmbogățit după business? Nu. Pentru că era în vechea criză, în 2009, mă rog, au fost mai multe aspecte și, de fapt, mi-am redirecționat toți banii, aș putea spune mai puțin, mă rog, câțiva bani care am cumpărat o casă și atât, o mică casă față de cea care o aveam. Toți au spus că aceasta este garsonieră pe lângă cea aveam înainte. Am investit în mine. Eu cred că e cea mai bună investiție. Și am avut nenumărate vacanțe, cum le vedeau cei de pe Facebook, dar de fapt erau... De studiu, cursuri, nu de... Cursuri, așa. Da. Și cu ce ai început? Eu am început acum 30 de ani, practic, în timp ce făceam în firma mea diferite dezvoltări. Mi-am dat seama că, fiind în vânzări, mi-este mult mai ușor ca să fac o vânzare chiar industrială de poate câteva sute de mii de euro unui om, dacă îl ascult. Și asta este, cred, valabil și în familie, dacă asculți copilul. Din păcate, comunicarea în majoritatea familiilor are de suferit și de aici pornesc marile conflicte. Adică ceea ce vreau să spun este că în momentul în care eu ascultam clienții și le știam nevoile lor, nu atât în fabrica respectivă, cât nevoile personale, nevoile sufletului, emoție, pentru că întotdeauna un om dorește să cumpere ceva, are în spate o motivație emoțională. Chiar se spune că de multe ori când ești în depresie te duci și faci shopping. Absolut, și chiar și când vrei să cumperi un utilaj greu. Da, deci da. Tot o nevoie emoțională e? Este și o nevoie, bineînțeles, obiectivă, da. Acolo, pentru că îți trebuie respectivul utilaj ca să faci o producție mai mare și așa, dar de ce ai alege, să spunem, din 5 vânzători, unul care, și așa eram eu în piață, eram cea mai scumpă din piață. De ce l-ai alege? Pentru că omul acela a făcut mai mult decât să-ți vândă un utilaj. Ți-a îndeplinit nevoia pe care tu o aveai în momentul respectiv, acolo în întreprinderea ta, te-a ajutat practic să treci peste acea provocare. În momentul în care am realizat treaba asta, am început să studiez și am văzut ce este în spate. Atunci, de fapt, am vrut prima oară să intru la Cabala și aveam chiar un partener din Israel și s-a uitat așa la mine și mi-a zis, n-ai nicio șansă. Zic, de ce? Zice, nu ai nicio șansă, pentru că nu ai originile aici, nu știi limba și mai e și femeie. Adică a fost ceva de genul, oh my God, de ce m-a făcut mama femeie? Și am zis, ok, nu e nicio problemă, probabil că nu e momentul, probabil că mai am nevoie de un pic de antrenament. Și am început să învăț pe lângă Cabala, adică mai multe curente spirituale, să citesc tot mai mult, să merg în profunzimea lucrurilor, să văd ce își dorește de fapt un om și sinele său, de ce are aceste căutări. Noi de fapt ne naștem pe pământ pentru a avea această călătorie spirituală, dar puțin realizează lucrurile astea. Și ce ai descoperit? Ai avut o revelație, nu? Bănuiesc. Da, am avut o revelație exact în momentul în care mi-am vândut firma. Am fost am scris și în carte pe Muntele Sinai. Am fost, de fapt, într-o vacanță în Sharm el-Sheikh și acolo, într-o zi mai înnorată, am zis ce să fac.
Și ghidul a propus ca să fac o excursie la Mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele Sinai și am zis da, știam, citisem, dar într-adevăr n-am pătruns în profunzimile acelui loc, pentru că este un loc, un portal specific. Și m-am dus acolo și acolo s-a produs revelația de care vorbeam. Spuneai că e un portal specific. Ce se întâmplă mai exact acolo? Ce trăiri au cei care merg? Tu prin ce ai trecut? Nu toți oamenii au aceleași trăiri, da. Dar oamenii care sunt pregătiți, și chiar am avut o clientă care a fost săptămâna trecută acolo, și mi-a zis, zice, incredibil, nici nu mă așteptam să trăiesc ceva, dar am trăit și urmează să vină să-mi spună, dar intuiești ce s-a întâmplat, pentru că ea nu era pregătită. A încercat de mai multe ori să se ducă în Muntele Sinai, mă rog, într-o excursie în zona, și nu i s-a o linia planetă. Deci acum este clar că era pregătită și asta este magia acestei călătorii spirituale. În momentul în care tu ești pregătit, ți se deschid ușile, îți vine maestru potrivit. Eu, de fapt, asta am avut după acea excursie din Muntele Sinai. Mi s-a schimbat percepția față de viață. Asta înseamnă, de fapt, trezirea spirituală. Nu mai ești în acel robotic mode, cum spunem noi. Încep să realizezi cine ești tu de fapt, ce-ți dorești în viață. Bineînțeles că nu pentru toți această trezire este așa revelatoare cum a fost la mine. Am avut clienți de-a lungul timpului care au avut o trezire mult mai agresivă, să spunem așa. Mai dură, da. Mai dură, și asta depinde foarte mult și cât de mult ai lucrat tu și să pregătești această trezire. Bine, nimeni nu știe că va avea o trezire. Și de multe ori această trezire spirituală agresivă, Doamne ferește, te poate duce la spitalul nou, dacă nu ai pe lângă tine cineva care să te ghideze și să-ți dea seama că, de fapt, nu ai o problemă psihică, ci ai nevoie de ghidare. De ce? Pentru că se produce o schimbare, de fapt, exact cum am spus, a percepției, și tot ceea ce era bine până în ziua respectiv, aparent că era de fapt o iluzie, încep să percepi cu totul altfel. Adică nu-ți mai convine serviciul în care ești, nu-ți mai convine familia, nu-ți mai convine ce-ți spune soțul, pur și simplu totul se rupe, se sfărâmă, de fapt, ăsta e cuvântul, se sfărâmă toată acea realitate iluzorie, de fapt, în care trăiai. Și încep să vezi realitatea. Asta este, poate să fie bine, poate să fie rău, de fapt este. Nu există, în momentul ăla nu mai stai să te gândești ce e bine și ce e rău, de fapt ești dincolo de dualitate și în momentul în care ești ghidat, accepți lucrurile așa cum sunt. De fapt, aici este cumva un mister pe care poți să-l urmezi. Și o cale de mijloc, cum spun cei din Cabala. La tine trezirea a fost dură? A fost conștientizată, aș putea spune acum, după atâția ani pe jumătate, dar a fost dură pentru că mi-am dat seama că nu aveam ce căuta în contextul în care mă desfășuram atunci. Deci nu aveai ce căuta în business, nu? În business-ul de genul acela, adevărul e că eram singura femeie din acel business și mai mult decât atât, nu aveam ce căuta în a produce bani în felul acela. Adică la mine, în aspectul meu numerologic, pentru că eu fac și numerologie, în matricea psihoenergo-informativă, banii nu se produc în felul acesta și asta am înțeles mult mai târziu. Te chinuiai să faci banii? Da. Veneau greu, da. Chin maxim. Da. Deși aveai intenții, nu? Că se spune să ne punem intenții, banii vin ușor. Nu, eram mentală, că de fapt aici este. În momentul în care stai, eu de asta și-am numit cartea mea Dieta Minții, și domnul profesor Durcan a înțeles cumva dincolo de cuvinte tot ce am scris acolo. Pentru că fără să avem o dietă a minții, noi nu putem să coborâm mintea în inimă, cum spun sfinții noștri creștini. Și mai mult decât atât, chiar Greg Braden spune de această conexiune minte, există un creier și în inimă, dar puțină lume
conceptualizează și mai mult decât atât îl folosește. E, fără să activăm această conexiune minte-inimă, nu vom reuși să trecem de acea parte mentală în care noi, cum am văzut că fac majoritatea oamenilor, că mai e la îndemână, spun niște afirmații și mă întreabă de ce nu se materializează, așa, de fapt. Așa, așa. De ani de zile de spun... De la dorință, intenție, la materializare, ce mai trebuie să fie? Adică, ce mai trebuie să dăm intenției? Consistență și acțiune? Consistență, acțiune, dar mai mult decât atât, există acest, să apăsăm pe butonul inimii, de fapt. Pentru că multă lume își dorește lucruri care nu sunt conforme cu calea lor spirituală. Și știu că mulți oameni sunt dezamăgiți când vin și le spun, nu e pentru tine. Da, serios, tu simți asta? Adică... Nu, și măsor, există diferite metode de a măsura lucrurile astea, vezi și matricea lor psihoinformativă că nu sunt pe cale și am avut, mai ales în pandemie, pentru că, mă rog, au avut oamenii mai mult timp liber, ca să spunem așa, au avut timp să se și ducă un pic în interiorul lor și să analizeze viața lor și să vadă unde e bine, unde e rău, unde au de schimbat. Unii au realizat unde au de schimbat, unii n-au realizat. Și am avut CEO de companii care au spus, nu mai am ce căuta acolo. Oameni de 20.000 de euro pe lună au spus, nu mai am ce căuta acolo. Îmi doresc să fac cu totul altceva. Și zic, ce? Să lucrez lemn. Și s-a apucat să facă mese din lemn, avea, mă rog, o mică pădure, mă rog. Avea lemn în curte, ca să spunem așa, da. Și s-a apucat să cioplească și face acum niște lucruri extraordinare. Foarte tare. Da, dar foarte puțini oameni au această putere să plece de la un loc sigur, să spunem, de muncă, deși nu este nimic sigur și vom vorbi că... Dar spune tu, Adina, dacă nu ai curajul ăsta sau nu te lași dus pe calea ta, cât de toxic e ceea ce ți se întâmplă și tu stărui și rămâi acolo în toxicitatea aia și te dă și boala peste tine și poți să și mori. Că am auzit atâtea povești, rămânând acolo și cu frici, dacă plec de aici, nu cred. Ai, chiar așa, să las eu job de 20.000 de euro pe lună și să mă duc să cioplesc lemnul? Da. Hai să spunem altfel, în noul context astral, pentru care că ne ajută să ne desprindem mult mai ușor de material decât am făcut-o eu acum 15 ani, așa. Sunt încurajate astfel de gândiri, de schimbări ale omului la nivel esențial, pentru că, cum să spun, e mult mai ușor să faci când te ajută, când te împinge, când îți ți arată, se deschide, ți se exact, arată, decât când faci tu cumva forța, cum am făcut eu. La tine a fost cu chin, cu plânsete, cu țivete și cu capul dat de pereți? Și, da, și mai mult decât atât, când vezi că nu ai niciun aliat, nici măcar familia ta nu te încurajează. Și asta am vrut să spun, că mulți oameni stau în acele stări nocive de care vorbeai, tocmai pentru că țin cont și este normal să ții cont de ce spune familia, n-au acest curaj să se desprindă de toate convingerile limitative pe care le au și ei și familia lor, și atunci stăruie în acea conjunctură nocivă, de fapt, care îi consumă, îi duce în depresie, burnout, cum se spune acum, și mai mult decât atât. Chiar am un curs care se numește De la Burnout la Starea de Flow, pentru că oamenii nu înțeleg ce se întâmplă. De exemplu, există cartea Putere versus Forță, care am pomenit-o și în cartea mea, a doctorului Hawkins. Doctorul Hawkins, 20 de ani, mai mult de 20 de ani, a studiat această parte a conștiinței umane și mai mult decât atât a măsurat-o. Și a văzut că atunci când noi stăm în anumite stări, în frică, în starea din aceasta de ură, de ranchiună, bineînțeles că nu suntem într-o stare de conștiință în aliniere cu Divinul. Momentul în care noi evoluăm spiritual, Doamne ajută, și trecem în starea de conștiință, lucrurile se întâmplă cu totul altfel pentru noi. Se aliniază acea stare de flow de care spuneam. Lucrurile vin cu totul altfel în viața noastră. Nu mai e nevoie să muncim
fără să avem rezultate, pentru că noi, de fapt, suntem aliniați altfel la legile Universului. Și aici e foarte important. Dar, Adina, în Vechiul Testament este scris că Dumnezeu ne-a dat abundența de care aveam nevoie, dar am pierdut-o? Da, din păcate. Fraierii de noi. Da, să nu uităm ce s-a întâmplat în Atlantida. De fapt, acolo s-a produs această îndepărtare de divin, acest păcat la nivel de egregor de planetă, aș putea spune. Acolo oamenii aveau toate puterile divine și clar viziune și clar audiență, levitau. Deci absolut toate puterile divine le aveau cu ei și ce au făcut cu ele? S-au luptat pentru putere. Și de asta, asta a fost unul dintre motivele pentru care a fost distrusă Atlantida, pentru că oamenii n-au înțeles ce să facă cu aceste puteri divine. Și ce ar fi trebuit să facă, Adina? Mi-e greu să spun, dar bănuiesc că oamenii ar fi trebuit să rămână în această stare de conexiune divină și nu să se lupte între ei. Competiția nu este între noi și alții, este cu noi, să devenim mai buni pe zi ce trece. Despre asta este vorba, de fapt. Și asta nu e competiție, e doar ceea ce spui, să fii, să fie, să existe. Exact. Spui că este o carte a magiei intelectuale, nu? Crezi? Crezi în magie? Spune-mi, ce magii faci, Adina Moldoveanu? Spune-mi. Magia este în fiecare zi și noi, femeile, avem acest dar de a face magia. Avem, nu? Da. Acum, nu știu ce înțelege lumea prin magie. N-aș vrea să credeți că învârtim în... Sau ne urcăm pe o coadă de mătură. Nu este vorba de vrăjitoare, ci este vorba de ceva mult mai sacru. Noi, femeile, avem acest dar de a ne conecta cu mama pământ, că de ei zice mamă, pentru că este de gen feminin, și a luat de acolo, de fapt, magia și a manifestat-o în lumea aceasta. Asta am înțeles-o de-abia la Cabala. Eu la Cabala n-am ajuns pentru că Madonna practică Cabala, că nu despre asta este vorba. Dar așa și e. Uitasem de asta. Nu. Chiar așa. I-am întâlnit profesorul cu care lucrează, a fost unul dintre profesorii mei de la New York și nu că s-a lăudat, dar l-a recunoscut cineva din public, deci era de vorba despre asta. Am ajuns acolo pentru că căutam niște răspunsuri, ceea ce n-au putut să-mi dea nici ortodoxia, nici budismul, și asta era una dintre lucrurile care mă interesau, era această magie feminină. Cum ne manifestăm noi? De ce ne-am îndepărtat, de fapt, de la acea magie? Și răspunsul? Răspunsul este că noi ne-am îndepărtat de la rolul nostru pe acest pământ. Rolul nostru, și aici este amuzant, am fost odată la în preajma unei sărbători, cabaliștii, mă rog, se roagă și am dorit să mă duc de la 8 dimineața să mă rog și eu împreună cu ei și erau numai bărbați acolo. Și m-a luat soția unuia dintre profesorii mei deoparte și mi-a spus, tu n-ai ce căuta aici. Zic, de ce? Zice, pentru că femeile au această... acest dar divin de a fi mai aproape prin intuiția lor de divinitate și noi nu avem nevoie să ne rugăm cum se roagă bărbații. Și am zis, vai, dar eu vreau, numai de ce? Accesează-ți această intuiție feminină și o să vezi că nu ai nevoie. Ei la Cabala spun că au nevoie să studieze cam 3 ore, cel puțin 3 ore pe zi. Zice, noi nu avem nevoie de acestea. Numai dacă într-adevăr dorești, dar nu este neapărat nevoie. Și am spus, ce bine, stai că-mi convine. Dar pe de altă parte nu înțelegeam aceste aspecte. În spate, bineînțeles că se află istoria și asta a decretat Moise în momentul în care a coborât de pe munte, în momentul în care a adus tăblițele și numai femeile l-au așteptat cele 40 de zile când atât a spus el că va dura. Bărbații și-au construit un idol, vaca de aur, și atunci el a spus, este clar că femeile au avut această conexiune cu divinul și au trăit cu credința că mă voi întoarce exact cum am spus. Din acest moment, femeile nu au nevoie să își depășească această stare pentru că ele o au deja, o accesează deja,
ce bărbații au de studiat ca să ajungă acolo. Da. A fost amuzant, dar pe de altă parte, tot ceea ce se întâmplă și obiceiurile de acolo au întotdeauna un adevăr istoric în spate. Și asta mie mi-a plăcut foarte mult, că poate să-ți explice anumite aspecte. Culmea, și nu culmea, un domeniu de studiu acolo a fost chiar Biblia. Și pentru că ei spun că Biblia este un document cabalistic și are foarte multe metafore și noi le-am decodificat acolo. Și ce mi-a plăcut, ca să pot să-mi explic de fapt ce s-a întâmplat cu mine, este că ei Sinaiul consideră practic transcenderea ego-ului. Și de fapt, la nivel profund, asta s-a întâmplat și la mine în momentul în care am fost pe Sinai, exact cum am spus, transcenderea ego-ului, care te ține ancorat în lumea aceasta materială și nu te lasă să te să evoluezi, să te dezvolți, pentru că te ține legat aici. Mai spune-le totuși celor care se uită la noi, ce înseamnă această transcedere? Este o revelare a sinelui? Da, poate fi luată și în felul acesta, o revelare a sinelui, dar este de fapt să-ți depășești propria condiție. Noi avem așa o iluzie că, datorită, mă rog, pattern-urilor sociale, avem nevoie să fim într-un anumit fel, să facem anumite lucruri. Și chiar vorbeam la conferința de la Cabala, la care am fost la Barcelona. Da, exact asta spuneau ei. Acum, universul și toată conjunctura și toată constelația cosmică ne invită să facem exact această transcedere din lumea materială. Ei spuneau acolo un lucru foarte frumos și chiar așa și este, că valorile unui om în anii ce vor urma vor fi date nu de câți bani are în cont, ci cum și cât reușește să împărtășească cu ceilalți. Și mi-aduc aminte când l-am întâlnit în Las Vegas pe Richard Branson, fondatorul faimosul Virgin. M-am mirat așa când l-am văzut cât de simplu este îmbrăcat și cât de modest la banii lui. Dar atâta l-am întrebat în pauză, după ce a avut, mă rog, expunerea, l-am întrebat ce este în sufletul dumneavoastră în momentul în care concepeți un nou proiect, pentru că tot timpul el este în dezvoltare. Și mi-a spus, întotdeauna mă gândesc la ceva mai mare decât propriul meu interes. De asta reușești. Asta este, de fapt, secretul abundenței și, exact cum spuneam, în noua constelație cosmică, asta se va încuraja, astfel de gândire, astfel de oameni vor avea parte, de fapt, de abundență adevărată. Și aici, exact cum am spus, nu vorbim de banii din cont. Mi se pare extraordinar ce spui, mesajul ăsta pe care l-am întâlnit în ultima perioadă, așa, în anumite momente cheie, pot să spun. Există abundență, e pentru toată lumea, niciodată să nu ai sentimentul că iei de la gura cuiva și să fii vinovat pentru asta, dar dacă îți dorești, respectă și aliniază-te cu legile, cu principiile universului, care sunt de bun simț pentru toată lumea. Da? Da. Dar cât de mult poate înțelege un om sărac că el are dreptul la abundență? La tine, la cursuri, pot veni oameni săraci? Da, desigur, eu fac și au schimbat ei, au făcut saltul ăsta în conștiință. Au putut să-și schimbe condiția? Da. Am avut, chiar am un caz celebru, aș putea să spun, o clientă ajunsese într-un stadiu de boală foarte avansat, cu scleroză în plăci. Boală aparent nevindecabilă. Da. Autoimună. Da. Toate bolile astea autoimune, că tot vorbim de boli autoimune, vin dintr-o activitate mentală evident greșită, prin care îți dorești de fapt să nu mai trăiești și să iei toate problemele de pe pământ și să pleci cu ele și să nu mai fie aceste probleme.
Știind asta, bineînțeles că am lucrat cu ea, bine, nu mi-a trebuit mult, 2 ședințe, cred că 3 maxim, prin care am descoperit acest autoprogram, dacă tot vorbim de autoimun, pe care și l-a făcut. Era de fapt o problemă de familie. Părinții ei și toată familia era angrenată în 26 de procese. Wow. Și ea, la un moment dat, văzând că nu mai prideau, evident, nici cu banii pentru avocat și așa mai încolo, și ajunseseră, mă rog, într-o stare destul de avansată de probleme din acestea financiare, la un moment dat ea s-a exprimat, zice, mai bine aș muri decât să mai văd ce se întâmplă în familia mea. Și am zis, wow, aici am făcut click-ul și am zis, aici tu ți-ai instalat acest program mental prin care ai dat start la autodistrugere. Autoimună, asta înseamnă boală, da. Autoimun, că te autodistrugi pe interior. S-a uitat la mine și zice, nu vine să cred că asta spun tot timpul. Deci, când mai vine tatăl meu să-mi arate ce s-a mai întâmplat în proces și așa. În momentul în care noi am realizat acest lucru, bineînțeles că am putut să schimbăm acest program, să-l anulăm și să-l înlocuim cu un program benefic. Bineînțeles că trece și în ziua de azi și trece chiar bine și toate s-au aliniat, au scăpat, în momentul de față nu mai au niciun proces. A fost o călătorie, ea și-a asumat-o și aici este iarăși un lucru foarte important, tot mai mulți oameni din noua generație își asumă acest rol de salvator al neamurilor, da, lor. Absolut. Pentru... Câți salvatori cunoști? Spune-mi, Adina, ai fost și toți... tu? Da. Ai trecut? Am trecut, da. Și aici este o limită foarte fină între a te transforma și a fi acest salvator și numai salvatorul neamului în viața asta, ceea ce nu consider că este neapărat bine, și a-ți vedea de viața ta. Adică a stabili aceste limite de unde și până unde poți, da, să ajungi neamul tău și restul, să-ți manifesti potențialul tău divin în această viață. Pentru că poți să iei această salvare ca o ardere de karmă, ca să spunem așa, prin care tu ți-ai făcut misiunea față de neamul tău, dar atât, de aici încolo începi și tu să-ți faci propria evoluție. Și sunt mulți care cad în capcana asta, sunt salvatori la nesfârșit și își consumă energia aceea internă numai pentru neam. E, în programul acesta ancestral pe care îl dezvolt acum, exact asta facem. Transcedem toate aceste traume de generații, pentru că acolo nu era numai din viața asta, evident că erau venite din mult mai multe vieți, da, și reușim ca să schimbăm exact cum spunea domnul profesor Dulcan, să schimbăm chimia corpului, astfel încât să poată să aibă loc iertarea. Pentru că degeaba îi dau unui om ca acesta să-și facă meditația sau rugăciunile de iertare când el nu are un teren propice pentru așa ceva. Prima oară îi eliberăm toate aceste emoții captive de generații, pattern-ul care s-au reportat din generație în generație, până când aici s-a ajuns la această situație în care nu mai poți și ai nevoie să faci ceva. Ce ai mai aflat la Barcelona? Ce lucruri s-au spus acolo și ne sunt de folos să le împărtășești cu noi? Da. Am aflat foarte multe lucruri și a fost extrem de condensat programul acolo, pentru că acolo, de fapt, am luat această parte de astrologie cabalistică, care, fie vorba între noi, nu vorbește numai de stele, ci cum se transformă conștiința noastră în funcție de aspectul cosmosului. Și de ce acum este, să zicem, o perioadă favorabilă de deschidere? De ce ne ajută astrele? Pentru că se forțează cumva evoluția planetei. A început epoca vărsătorului și noi, femeile, suntem în plină manifestare. Doamne ajută! Chiar ei ne-au spus că avem toate șansele ca să ajungem și șef de state, dacă este nevoie, și să fim în funcție de conducere, să ne manifestăm. De ce? Pentru că o lungă perioadă este adevărat că bărbații au fost în putere și s-a neglijat un pic această energie feminină. Păi dacă am ținut-o la cratiță. Da. Acum se reabilitează femeia, aș putea spune.
Nu e neapărat o epocă matriarhală, pentru că nu despre asta vorbim. Deși am trecut și prin asta, ca omenire. Am trecut. Nici asta nu e o soluție, părerea mea, ci exact cum spuneam la început, fiecare să-și reia rolul pentru care a fost lăsat aici pe planetă. Noi în Kabbalah spunem că femeia este ca un potir, ca un vas care are nevoie de lucru spiritual, astfel încât în momentul în care bărbatul vine să-și verse lumina în acest vas, are nevoie să o cuprindă. Dacă vasul este prea mic și nu este lucrat spiritual, asta înseamnă că bărbatul, evident, că va avea nevoie de mai multe potiruri în care să-și ducă lumina. Dacă invers, bărbatul nu este dezvoltat din punct de vedere spiritual, pentru că poate n-a avut o mamă care să-l educe pe partea aceasta, atunci, evident, că femeia respectivă nu se va simți împlinită cu bărbatul. Și scopul nu este ca noi să ne micșorăm acest vas, ci tocmai să primim în viața noastră acel bărbat care este compatibil cu vasul nostru și să ne dezvoltăm împreună. Minunat! Spune-mi, Adina, cum e viața ta acum? Lipsește ceva din ea? N-aș putea spune că lipsește, dar lucrez, e under construction, cum spunem noi. Lucrez tot timpul să dezvolt acele aspecte pe care, să spunem, le încurajează cosmosul. Și aici am avut o mai mare înțelepciune din Kabbalah, pentru că ei ne dau aceste pârghii prin care noi să lucrăm, atât în viața de familie, cât și în viața socială, chiar și de investiții am vorbit la această conferință. Da. Și? Unde? În ce e bine și necesar să investim? După cum vedem, și de fapt am spus asta de 2-3 ani, tot spun că la un moment dat băncile vor dispărea, se vor transforma banii noștri în bani virtuali. Bine, Adina, când spui că la un moment dat vor dispărea, asta nu înseamnă că vor dispărea așa peste 2-3 ani. Nu, în maxim 10, cât stă Neptun. Maxim 10. Da. Așa spun cei care studiază Kabbalah. Da. Și asta este, de fapt, trendul. Dacă stăm și ne uităm, se întâmplă mai mult sau mai puțin vizibil. Aceste lucruri se întâmplă, sunt încurajate de cosmos. Ceea ce avem noi nevoie să înțelegem este în ce investim, de fapt. Și ceea ce spuneau ei acolo la conferință, spuneau să nu facem investiții în monede experiențiale, adică ce acum se încearcă și să vadă ce merge mai bine, ce nu merge, ci să facem investiții în noi, în dezvoltarea noastră spirituală, este cea mai safe, aș putea spune, și în lucruri din care putem să culegem roade. Și aici pot fi startup-uri, pot fi real estate, adică să avem întotdeauna, cum de fapt se spune de mai mult timp, dar lumea nu înțelege, să avem banii puși în mai multe locuri, astfel încât orice s-ar întâmpla în orice sistem, să știm că putem să luăm din altul. De asta, investiția în aur, iarăși eu o spun de mai mult timp, cum știm și în timp de război, investiția în aur este foarte bună și chiar a crescut aurul, așa, dar nu înseamnă că va mai fi un război, că nu despre asta este vorba. Este vorba despre un nou nivel de comunicare la nivel planetar. De asta sunt și toate aceste migrații, ca să ne facă să înțelegem că noi, de fapt, nu aparținem neapărat unui loc, ci aparținem planetei Pământ și că toți suntem unul ca și egregor. În momentul în care noi vom ajunge la această înțelepciune, bineînțeles că vom privi altfel orice acțiune o facem noi în viața de zi cu zi, pentru că știm că va avea impact asupra celorlalți. De asta spuneam că în momentul în care Richard Branson mi-a spus că se gândește tot timpul în orice a făcut, și asta face vorba aia de zeci de ani, se gândește ce impact, deci a fost cumva un vizionar și asta se vede pe tot ceea ce face. Adina, povestea aici ceva în carte despre abilitățile paranormale pe care le ai. Ai menționat în carte. Despre ce vorbeai? Care sunt abilitățile astea? Nu este vorba despre... N-aș putea defini o abilitate efectiv, cum sunt anumiți oameni că au
clar audiție, clar vedere. Eu am această, bine, asta nu e loc de laud aici, dar există această capacitate de a vedea dincolo de aparențe și asta poate fi și un avantaj și un dezavantaj. Și asta a fost, de fapt, în multe aspecte ale vieții mele, pentru că în momentul în care întâlnesc un om, fără să vreau, există această abilitate de a vedea dincolo de cum se arată el așa foarte shiny, văd de fapt ce este. Și exact cum spuneam, nu e neapărat un avantaj, dar bineînțeles că poate fi un avantaj în multe puncte de vedere. Nu te-ai păcălit niciodată? Ba da, evident că m-am păcălit, pentru că, și asta era de fapt lecția, aveam nevoie să experimentez acea relație cu omul respectiv. Da. Dacă noi vedem și spunem nu, pe principiu asta da, asta nu, noi ne privăm de fapt de această experiență și nu evoluăm prin acea experiență. E, asta mi-am dat seama un pic mai târziu, după ce, cum se spune, mi-am luat-o de câteva ori, da. Dar m-am înțelepțit pe parcurs, zic eu că acum sunt într-un echilibru din punctul ăsta de vedere. Și ți-ai sporit darurile? Cum se sporesc darurile, Adina? Vreau să aflăm mai multe, pentru că tu spui că avem toate darurile Universului. Le avem, numai că nu știm să le accesăm. Uite, hai să facem o magie acum. E, nu, eu nu fac magii de genul acesta. Magiile sunt accesarea, de fapt, a lumii de dincolo și asta depinde foarte mult de corecția pe care tu ai de făcut în această viață. În Kabbalah sunt 72 de aspecte al lui Dumnezeu, 72 de nume prin care se manifestă și fiecare om, în funcție de data de naștere, are acces la un aspect pe care l-are de corectat, de fapt. 11 februarie 1974. Da. Ia zi, ce să fac aici, ce să scriu, ce să... Imediat mă uit. Că se face un calcul. Așa. Și mai mult decât atât, se face o meditație. O meditație? Da, 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 dar nu, facem imediat. Deci 11 februarie 1974. Ia să vedem. Data de lansare. Da, da, da. Casting yourself. Ia, ce să-mi notez aici? Ce să înțeleg? Ce aflu? Este ce revelație? Este foarte interesant. Foarte interesant. Ia da, să vedem. Este numărul 64 al Dumnezeu. Ce se referă la să te vezi întotdeauna într-o lumină favorabilă. Probabil că ai tendința nu întotdeauna să te apreciezi la adevărata ta valoare. Adina, păi n-ai spus tu că atunci când vrei să-ți arăți cu adevărat strălucirea, ai sentimentul că poți fi înțeles greșit sau chiar dezaprobat, chiar de către cei apropiați. Așa este. Nu toți avem sentimentul ăsta, că dacă vrei să te arăți tu cel adevărat, s-ar putea să iei un ghiont sau una după ceafă. Zi! Da. Cum facem? Da, dar tu ai această corecție. Probabil că într-o altă viață nu ai, ai strălucit suficient și asta ți-a adus cumva o stimă de sine poate nu atât de corectă. În viața asta, tu ai nevoie să-ți corectezi acest lucru și să... Să-mi îmbunătățesc stima de sine. Exact. Și să te vezi într-o lumină favorabilă, indiferent ce s-ar întâmpla în viața ta, asta înseamnă că ai această lumină divină în tine și o ai de descoperit. Tu nu ești probabil destul de conștientă de această lumină divină și iată că suntem aici printre atâtea lumini și totuși tu nu te vezi probabil suficient de bună de a nu face. Nu mă văd strălucind mai tare decât luminile astea, exact, nu? Exact, exact, exact. Aceasta este o corecție și toate aceste corecții pe care le are fiecare în funcție de data de naștere vin ca să ne îmbunătățească nouă viața. E momentul în care am aflat, de fapt ei nici nu te lasă să intri la facultate fără să-ți facă toate aceste lucruri, ca să știe pe ce lucrează cu tine, cum te ajută prin toate cursurile, adică este cumva personalizată tot studiul. Nu la grămadă. La grămadă, exact cum se face în majoritatea școlilor. Pe mine asta m-a ajutat foarte mult, în primul rând să mă înțeleg pe mine, ca să pot să înțeleg și pe ceilalți. Corecția ta, care e? Ce ți s-a arătat?
Corecția mea este, mă rog, imortalitate, zic ei, adică acest aspect de a învinge îngerul morții. Ce înseamnă asta? Nu e așa ad literam, că nu sunt aici cu o sabie să înving îngerul morții, da, ci este, asta e ca o spovedanie publică, ce fac aici? Este tocmai acea tendință mea de a fi poate fatalistă uneori și de a învinge acest sentiment de fatalitate. De fatalitate, că totul poate să moară într-o clipă sau se distruge sau un om nu rezistă la anumite sau îți dă cineva un mesaj, lasă-mă în pace și gata, s-a terminat relația sau ceva de genul acesta. În momentul în care eu am aflat acest lucru, am zis, wow, păi dacă știam asta de când eram mică, câte lucruri se schimbau în viața mea. Nimeni nu mi-a spus. N-am avut o familie de cabaliști, pentru că la ei se fac toate lucrurile astea de când se naște copilul. Ia să vedem, da, ce corecție are. Atunci îl îndreptăm și cultivăm, de fapt, această corecție în el ca să știe că poate să răzbească, că de fapt asta este la mine. Poți să răzbești, nu moare nimic, ci ai nevoie de să treci, să transcezi acel moment de panică, ca să spunem așa. Dar cu astfel de corecție, cum este asta, immortality, da? Da. Lupta asta de a depăși fatalismul, dacă nu cauți, dacă nu dezvolți puterea din tine, te duce în depresie. Da. E atât de puternică. Da. Și toate, este, nu? Toate corecțiile astea, dacă nu reușim, ele sunt atât de puternice încât ne pot nimici. Da. Și de asta spun că înțelepciunea de acolo îți dă și o meditație pe care tu să o faci asupra acelui nume, astfel încât să-ți aduci puterea înapoi. Există niște segule, pentru că literele aramaice sunt niște segule care fac, ei spun că e limba îngerilor, care îți fac conexiunea cu lumea angelică și te ajută practic să-ți creezi în tine acea transformare numai scanând acele litere, segule, și această formulă funcționează. Și funcționează atât pentru mine, cât și pentru toți cu care lucrez. Și aș putea să spun că e o formulă magică, din punctul meu de vedere, pentru că mie mi se pare că e magie tot ce nu înțelegi în profunzime, dar funcționează. Iată, apropo de faptul că voiam să știu cum se manifestă magia în viața ta. Da. Nu? Uite, asta este un instrument foarte bun cu care eu lucrez. L-am chiar pe telefon numele meu și atunci când simt așa că o iau un pic pe lângă autostradă, așa, imediat mă uit, scanez. Accesez, da. Da, și într-un minut mă eliberez de acea panică. Deci este magic, evident. Adina, ce înseamnă să faci doar voia Domnului? Oh, aici este, da, eu am decretat acest lucru în momentul în care am început această călătorie. Nu e deloc simplu. În primul rând să știi care e voia Domnului. Asta e. Care este voia lui Dumnezeu pentru mine? Nu? Te mai întrebi? Da, pentru că nu este voia Domnului generală. Știu ca și misiune ce își dorește, știu că mă sprijină, că nu-ți dă Dumnezeu mai mult decât poți duce, dar și eu asta spun tot timpul, de exemplu, la începutul acestui an, am fost într-un loc foarte magic, iarăși, așa, în insula Jarba din Tunisia. Acolo există un loc, un lăcaș de cult, foarte vechi, chiar unul dintre cele mai vechi din Africa, și acolo sunt două dintre plăcuțele lui Solomon. Și acolo am avut revelația acestui program pe care îl dezvolt acum, programul ancestral, și am spus, da, dar cum fac? Zice, 30 de ani te-ai pregătit pentru asta. Și eu zic, my God, ce ai toate uneltele necesare, toate resursele ca să-l faci, ai nevoie numai să strângi oamenii care își doresc să treacă la nivelul următor spiritual. Și am strâns. Și strâng pe zi ce trece, pentru că vin tot mai mulți oameni. Dar asta este, de fapt, magia. Ai nevoie de un loc, și noi aici în România, slavă Domnului, avem o grămadă de locuri. Exact, te duci în atâtea locuri de pe planetă. Cauți, cauți, dar... da.
Uite ce avem noi! Pentru că le-am experimentat pe cele din România și eu fac și tabere în locuri de genul acesta. Unde mai exact? Adică ce locuri speciale încărcate de magie, nu? De transformarea asta spirituală? Unul dintre locurile care mi-a marcat și copilăria, pentru că tatăl meu este născut în zona respectivă, este născut la Horezu, în județul Vâlcea, la peștera Polovraci. Acolo este un loc magic și am făcut multe tabere acolo și oamenii toți au venit transformați. Nu numai după ce am fost evident în peșteră și am revelat învățăturile zamorsiene, ci după ce am lucrat pe ce aveau ei de lucrat în tabăra respectivă, că fiecare își propune ceva, am văzut transformarea. Deci un loc de o încărcătură spirituală îți oferă transformarea mult mai rapid decât dacă ai sta, să spunem, acasă, în vârful patului și ai face tu nu știu ce meditație. Nu e rău nici așa, dar este mult mai greu, să spunem. Spune-ne câte ceva despre aceste învățături. Uite, vezi cum trecem din... Da, e minunată călătoria, nu? Despre învățămintele, învățăturile zamolțiene. Spune-ne câteva lucruri și mai ales ce mă interesează foarte mult, Adina. De la cine le-a primit? De sus. De sus. Se spune că l-ar fi primit de la o regină? Care la un moment dat a fost a noastră pe teritoriul ăsta și care mai târziu a devenit zeiță? Sunt mai multe variante, legende, așa. Ca să spunem așa. Există și multe cărți scrise despre viața lui Zamolse. Da. Unele sunt mai romanțate, să spunem, unele sunt mai adevărate. Sunt foarte mulți oameni spirituali la noi în țară care au avut acest acces la viața lui Zamolse și au scris cărțile astea. Dar mai mult decât atât, eu am avut propria mea experiență. Tatăl meu mă ducea tot timpul când eram mic acolo și eu nu înțelegeam ce vrea. La peșteră? Da. Nu înțelegeam... De ce? Ce am de văzut toată ziua? Noi ne plimbam... mă rog, e și mănăstirea respectivă, Polovraci, și pe urmă ne duceam în peșteră. Și zic, ce-o vrea? Nu există alte obiective în zonă să mai mergem? Ca și copil nu înțelege anumite aspecte. El, la un moment dat, la 7 ani... am avut prima revelație și, bineînțeles, n-am știut cum să o iau, în care am avut un vis, am văzut, de fapt, că există niște tunele subterane, pe vremea aia nu se vorbeau de lucrurile astea, habar n-aveam unde să caut și am zis, a fost o nebunie a minții mele, cine știe. Și, la un moment dat, am ajuns în Egipt, prin acest tunel și... acolo, bineînțeles, că am găsit niște oameni care m-au dus la un templu și au început să mă învețe. Ai ajuns în Egipt prin acest tunel, în meditație vorbești? Da, nu știu, la vârsta aia nu știam că e meditație. Am înțeles, deci în momentele acelea. A fost o viziune, acelea. Aș putea spune, da. Am luat-o așa, pur și simplu, n-am știut. Părinții mei, deși le-am povestit, nu mi-au dat o interpretare. Și atunci am lăsat-o așa. Mai târziu mi-am dat seama de fapt că era, bineînțeles, un simbolism acolo. Și din acea peșteră a lui Zamolse, unde s-au petrecut vindecări, asta se știe deja, există chiar acolo o tăbliță pe care scrie portal. Și oamenii zic să stăm aici să primim. Și zic, da, există posibilitatea ca în aceste portaluri să primiți darurile atât cât este îngăduit. Adică cât sunteți voi de pregătiți ca da, să primiți. Și noi, slavă Domnului, că avem în România, la Șinca Veche, alt portal. Și acolo am făcut tabără. Deci sunt foarte multe portaluri în România și de asta am mulți oameni de afară care vin și spun, voi nu știți ce e în România asta. Păi și dacă zic, nu avem atâta știm, dar... preocupare, poate... pentru asta. Poate că lipsurile și grijile materiale nu ne dau răgazul, timpul. Da. Tot mai multă lume, că asta am vrut să spun, începe să se îndrepte către partea asta și să fie recunoscător că s-au născut aici în România. Tu ești recunoscător, așa spui în carte. Da. No? Mi-au propus să stau în atât de multe țări încât la un moment dat puteam să am 3 vieți. De ce ești atât de recunoscătoare și te simți binecuvântată că te-ai născut aici? Nu pot să exprim în cuvinte. Este ceva în interior.
De fiecare dată când mă întorc în România, pentru că într-adevăr călătoresc, îmi place să călătoresc, îmi place să iau din înțelepciunea mai multor popoare, dar mă întorc aici și aici simt că integrez de fapt tot ce am învățat. Uh-huh. Și asta s-a petrecut, dacă e să vorbim de viața lui Zamolse, și el a călătorit prin foarte multe locuri, și prin Egipt și prin Grecia, și a trecut și în partea aceea de babilonieni. Deci a avut propria sa călătorie și totuși s-a întors în România și a făcut școala de spiritualitate. Pitagora, după ce i-a fost elev Zamolse, s-a întors și a fost ucenic. Și asta mie mi se pare fascinant. Cine înțelege de fapt sensul acestor lucruri își dă seama de fapt că Zamolse a fost omul zeu, cum spunem noi, deci s-a apropiat atât de tare de Dumnezeu încât a devenit una cu Dumnezeu. Și de asta el nici nu a ales să lupte împotriva romanilor în momentul în care i-au venit și s-a retras și l-a lăsat pe luptătorul nostru, pentru că a spus, nu este pentru mine, nu este voia Domnului să fac această misiune, ci voia Domnului este să stau și să ajut acest popor ca să se desăvârșească spiritual. Și asta face, de fapt, și în momentul ăsta. Puțin înțelegem cât ne ajută și cât a rămas în aceste să spunem, arealuri în metafizic. Wow! Da. Mă gândesc că poate ar fi bine, nu, dacă ne-am întâlnit odată să facem o ediție despre învățăturile lui Zamolse. Da. Este fascinant Zamolse. Eu l-am descoperit, exact cum spuneam, de mică, dar, bineînțeles, erau puține cărți scrise pe vremea Ceaușescu. L-am descoperit încet, încet și, culmea, prin oameni de afară care mi-au dat cărți. Noi aici în România nu aveam la un moment dat foarte multe cărți, acum am început să mai apară și nu știm ce comoară avem aici și cum să o, nu neapărat exploatăm, că nu e vorba despre asta, ci să o recunoaștem, să fim fericiți că s-o integrăm, o putem accesa. Da. O putem accesa. Spune-mi, Adina, ce creează realitatea? Ce creează realitatea? Este un melanj. Pe de o parte, unii spun că gândurile noastre, dar eu spun altceva. Gândurile noastre venite din ce? Din conexiunea aceasta minte-inimă. Pentru că dacă vine numai din mental, este din ego. Noi asta spune la Kabbalah. Dacă avem și această conexiune cu inima, atunci se creează, de fapt, conexiunea divină. Pentru că asta își dorește Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat cu partea aceasta conștientă ca noi să putem să funcționăm aici pe pământ. Pentru că aici pe pământ, într-adevăr, există o vibrație mai densă decât pe alte planete. E, și atunci trebuia să coexistăm cumva. Deci aveam nevoie de această minte. În schimb, ceea ce ne leagă de sursa divină este inima. Ca să putem să materializăm aici pe pământ abundența din toate punctele de vedere, noi de fapt avem nevoie să unim mintea cu inima. Asta spun sfinții noștri părinți și în ortodoxie și în cabala și peste tot. În toate religiile, de fapt, la un moment dat, dacă citești cărțile lor sfinte, ei ating această structură, minte-inimă, în diferite forme, bineînțeles. Cel mai la îndemână pentru noi ortodoxi este rugăciunea inimii. Da. Tu ce ne mai propui? Ce ne înveți? Ce ne mai înveți? Ce ne mai dai? Nu este vorba de dat, pentru că ele există accesibile pentru toată lumea. Eu în perioada mea hristică și încă mai practic în anumite momente, pentru că exact cum am spus, există un atașament emoțional acolo din naștere. Postul negru ajută foarte mult pentru primirea darurilor spirituale. Ascensiunea sinelui în colaborare și recunoaștere cu sfinții. Multă lume se roagă la anumiți sfinți, dar nu le-au citit viața și eu tot timpul spun, de exemplu, pentru abundența materială, de ce nu te rogi la Sfântul Nicolae, care a fost un sfânt bogat și a împărtășit cu toată lumea bogățiile sale? De ce te rogi la, mă rog, eu nu zic că unul e mai bun decât celălalt, dar fiecare are specializarea lui. Și eu fac tabere și în Egina, în Grecia, și exact asta spuneam despre Sfântul Nectarie. Sfântul Nectarie și-a dedicat viața acestei vindecări la nivel emoțional și mai ales a copiilor,
Și mie acolo, vorba aia la 10-a tabără anul ăsta, mi s-au arătat atât de multe lucruri, inclusiv cartea Dieta Minții mi s-a arătat acolo pe muntele din insula respectivă, și am dus atâția oameni de mână la biserică, ca să spunem așa. Sunt oameni care nu mai credeau, din păcate, în partea asta ortodoxă, din diferite motive, s-au îndepărtat, și i-am luat pur și simplu ad literam de mână și i-am dus ca să înțeleagă de fapt că ortodoxia și de fapt creștinismul este iubire. Este dincolo de oameni. Da. Este manifestarea iubirii. De fapt asta a adus Noul Testament față de Vechiul Testament. A adus această componentă pe care oamenii poate nu știau să-și o manifeste îndeajuns. Și tot ceea ce vezi în Noul Testament arată, e îndrumar pentru iubire, aș putea spune. Ce frumos! Uite, au venit spre mine multe întrebări și le-am notat înainte de întâlnirea noastră. Întrebări despre abundența asta, despre care noi tot am povestit aici, despre bogăția pe care și-o doresc oamenii, nu? Și ce anume îi trebuie unui om să se îmbogățească, dacă poți să detaliezi. Îi trebuie credință, în primul rând. Îmbogățirea aceasta, pe termen scurt... Să dea un tun, cum da. Se întâmplă, se practică. Da. Asta nu este, evident, spirituală. Nu este în conformitate cu legile Universului. Nu este divină. În Kabbala noi spunem long lasting fulfillment, adică împlinire pe termen lung. Asta este de fapt ceea ce își doresc toți oamenii, dar nu realizează. Totul este momentul de față iluzoriu, hai să fac bania pentru, hai să am un obiectiv imediat, și nu se gândesc să lucreze pe termen lung. Nu mai au acea răbdare, cum aveau bunicii noștri, și ei spuneau, cu cât durează mai mult și ai răbdare, se întâmplă mai bine lucrurile, sau cu cât lucrezi mai mult la anumite aspecte ale vieții tale, ele sunt mai împlinite. De la o simplă relație, bunicii noștri se întâlneau o perioadă până când ajungeau să se căsătorească, să-și construiască de fapt un templu interior. Noi acum suntem pe repede înainte, pe fast food, cum le spun eu, inclusiv din punct de vedere spiritual. Sunt oameni care vin la mine și îmi spun, dă-mi o formulă ca să pot să. Și mă uit așa, fără să lucrezi tu, eu nu pot să apăs pe un buton. Asta este un concept oarecum greșit. Sunt oameni care spun că sunt vindecător, healer, mă rog, cum se spune afară. Eu n-aș putea spune așa ceva. Până omul nu dorește să se vindece, tu nu poți să faci nimic. Nu poți lupta pentru viața nimănui. Nu exact. Poți lupta în locul acelei persoane. Da. Și din păcate, și am mai spus și în alte întâlniri televizate, au ales mulți oameni să plece în timpul pandemiei, pentru că nu mai puteau să trăiască în felul acesta, în relațiile alea nocive de care vorbeam mai devreme. Da. Și li s-a părut calea cea mai ușoară. Oamenii, din păcate, asta doresc să acceseze, calea cea mai ușoară. Da. Până și boala, în momentul în care o ai, ți-e mult mai ușor să te duci să iei un medicament decât să stai să vezi, ia să vedem ce cauză spirituală are boala asta. Cât se gândesc la așa ceva? Așa este. Dar nici n-am fost învățați, trendul n-a fost ăsta, dar acum e bine că există deschiderea asta. Există. Adina, ce atitudine trebuie să avem față de bani? Banii sunt o energie, cum spun mulți, nu spun eu, și în momentul în care împuternicim banii cu partea aceasta spirituală, se numesc bani spirituale, adică facem mult mai mult decât efectiv niște hârtii sau niște monede. Le creăm o realitate spirituală și atunci acești bani se vor înmulți. Una dintre joburile femeii, adică tot vorbeam de femei și pentru că noi acum suntem împinse de la spate să ieșim în expansiune continuă,
dar nu orice expansiune, expansiune spirituală. Unul din rolurile femeii este să mulțească materia. Dacă stăm și ne gândim la bunicile noastre, cum stăteau ele și făceau pâine și mulțeau materia, da? Deci dintr-o... Creau. Exact, dintr-o mână de făină și apă, ele creau o pâine. Din da? Câteva fire. Exact. Nu? Din câteva fire făceau un covor. Da, exact. Mai mult decât atât. Eu am trecut prin epoca aceea în care, mă rog, nu erau foarte multe de mâncat și mă uitam cu din orice făceau o mâncare acolo. Dintr-un pui făceau trei feluri de mâncare. Deci aveau această capacitate de a mulți materia și noi am uitat cumva, ne-am dus numai spre partea de bani, fără să uităm, fără să ne gândim că în spate, de fapt, există mult mai mult. Bunicile noastre, în timp ce mestecau în mămăligă, ele spuneau ceva acolo. Eu chiar îmi doream să vorbesc cu ea în timp ce gătea, zice, lasă că acum gătesc. Dar ea spunea ceva în gândul ei. Mâncarea asta să mă le facă bine celor din familie, că la un moment dat am auzit-o cum vorbea. Și toți cei care mănâncă se bucure, să aibă succes în viață, sănătate, să... Practic, mâncarea era un medicament pentru suflet. Terapie. Exact. Da. Noi am uitat aceste lucruri. Venim repede, eventual luăm ceva de la fast food, încălzim la microunde și gata, am mâncat în seara aia. Nu mai era toată acea magie care se crea în jurul mesei. Toți ne așezam la masă, toți binecuvântam mâncarea. Toate lucrurile astea s-au uitat. Și atunci, evident că banii se fac altfel în ziua de azi față de cum se făceau acum câtva timp. Cum poți să afli că ai făcut jurământ de sărăcie în altă viață? Da. Se discută despre asta, adică dacă n-ai bani în viața asta, e posibil să fii fost cumva într-o legătură de genul ăsta. Da, jurămintele și de casitate, că sunt și doamne care nu-și găsesc și domni care nu-și găsesc partenerul de viață, dar și de bani, se fac în general în preoție și acestea trenează 7 generații, dacă nu le dezlegi. Astea se pot afla prin mai multe metode, poți să și măsori adiestezic, poți să și măsori kinestologic sau poți să faci regrese. Eu le fac pe toate, pentru că sunt oameni care nu sunt predispuși la regrese, nu doresc să facă treaba asta și vin și mă întreabă de ce nu mi se întâmplă asta, uite, fac bani, trec prin mâna mea, dar nu-mi rămâne nimic. Deci sunt foarte mulți oameni la... Și ce statistici ai? În ce sens? În sensul ăsta că ei au venit și tu le-ai făcut aceste... Terapii, da. Terapii și ce au arătat, ce au revelat? Că ei au făcut aceste jurăminte de casitate în diferite formate în alte vieți și nu au fost dezlegate de nimeni până acum. Despre asta este vorba. Sau nu au trecut încă 7 generații ca să se autodezlege, ca să spunem așa. Și asta se anihilează. Deci este un program, orice jurământ este un program care se anihilează. Deci nu e așa ceva, dar dacă nu-ți dai seama, te zbați o viață întreagă și nu înțelegi ce ți se întâmplă, unde greșești, că am oameni care chiar câștigă bani. Adică un 5.000 de euro pe lună, cum este un client pe care l-am, nu pot spune că e puțin. Da. Dar nu-i rămâne niciun leu. Și nu înțelege. Și a venit zile trecute, am făcut o regresie. Sunt oameni care nu doresc să facă regresie, să intre în alte vieți, zice, nu mă prins pe mine chestia asta. Da. Asta a fost unul de fapt niște motivele pentru care eu am studiat atât de multe sisteme. De ce? Pentru că îmi vin la mine oameni care, de exemplu, n-au nicio treabă cu biserica. Da? Ok. Deci nu-i pot lua pe partea hristică. Da, clar. Pentru că unul dintre metodele prin care poți să-ți înmulțești bani este să ții post negru cu acest scop. Să îți dea Dumnezeu mai multe resurse ca să faci ceea ce îți dorești tu. Și e foarte important și scopul pentru care dorești bani, exact cum am spus și în carte. Nu dorești să ai bani ca să ai bani în cutii de pantofi. Mai aveam eu un client. Își puneam cutii de pantofi, da. Zic să-ți mai dau și eu câteva cutii, că mai am și eu pe aici. Și ce făcea cu ei? Ținea acolo, se uita din când în când la ei? Exact, că cu pantofii te mai încalzi, dar da, cu banii te uiți doar la ei în cutii și... Nu, se simțea el safe așa. În confort. Da, în confort, că are acolo în debaraua respectivă... Banca. Banca, da. Și că nimeni nu poate să... Da, da, sunt oameni care sunt de genul acesta, dar asta am spus, că exact asta ne-a spus la conferința la Cabala, lucrurile astea deja sunt expirate, ca să spunem așa. Uh-huh. Lumea se îndreaptă către cu totul alt nivel de conștiință. Deci dacă nu poți să îndrezi pe partea hristică, ce faci?
nu a meditat în viața lui, nu poți să-l iei cu meditație. Corect. Nu a, există meditația abundenței, o am pe canalul meu de YouTube, deci nu despre... Deci nu poți să-l iei pe partea, atunci ai nevoie să-l iei pe partea mentală. Ai nevoie să anihilezi programul pe care el are un pattern, poate de neam, și culmea este că în momentul în care îl întreb, începe și spune, a, păi nici tata nu știu ce. Și bunicul meu, i-au fost luate toate, mă rog, de comuniști, toate casele bunurile, și așa și nu da, știu ce. Da, da. Deci există clar un pattern reportat din generație în generație și numai el s-a autosesizat. Până acum nimeni nu s-a autosesizat, ca să zic așa. Numai el s-a chinuit cel mai mult și a zis... Exact. Ia, s-a prins beculețul. Da, da, da. Asta spun, că sunt oameni de diferite categorii. De asta mi-am dorit să învăț pentru fiecare categorie de oameni, ca să nu le spun, bă, eu nu pot să te ajut, lasă-mă în pace. Nu poți să spui că neapărat o metodă, o terapie este cea mai bună. Nu. Nu toate dau rezultate. Toate dau rezultate, depinde foarte mult de om. Eu de asta întâi văd omul din punct de vedere numerologic, să văd unde se situează, pe ce are el un dar. Uh-huh. Și atunci lucrez acolo în darul lui, pentru că, exact cum am spus, nu pot să iau un om emoțional și să-l duc într-o parte mentală, că n-are nicio legătură. Cum poți să afli exact darurile? Că tot ai spus, uh-huh, numerologic vorbim, n-am mai auzit până acum. Da, da, da. Sunt niște calcule numerologice care se fac și vezi din data de naștere, vezi și darurile, harurile și, bineînțeles, partea karmică. Ceea ce este foarte important este să înțelegi cu ce vii din altă viață, ce ai nevoie ca să nu mai faci în viața asta, ca să ți se întâmple. Sunt așa numitele numere karmice și sunt oameni care stăruiesc în aceeași greșeală și bineînțeles că deasupra vieții lor vine așa un nor mare și nu înțeleg de ce sunt în haos total. Da, și se repetă și se repetă. Și momentul în care eu, fără să știu ce se întâmplă în viața lor, pentru că nu îmi spun, de exemplu, că au făcut un... au avut o relație extraconjugală, de exemplu. Un amant plâc. Da, așa. Așa. Sunt oameni care... Și tu îți dai seama, adică tu vezi asta. Păi nu văd, se calculează, e foarte asta simplu. Asta zic, se da, vede din calcule. Da, se vede din calcule, zic, uite, tu nu ai de făcut acest lucru. Dacă l-ai făcut în viața asta, viața ta e hal. Ce, de unde știi că am făcut? Zic, păi nu știu, scrie în stele, ca să zic ceva, scrie în numere. Și este foarte clar, pe principiu, așa da, așa nu. Nu fă așa ceva. Pentru ca viața ta să nu devină haos. Sunt lucruri foarte specifice în numerologie și dacă nu înțelegi aceste aspecte, bineînțeles că așa umbli pe nisipul mișcătoare și nu știi ce ți se întâmplă toată viața. Scrie aici în carte despre zeciuială. Mm-hmm. Care-i faza cu zeciuiala asta? Este o metodă de a atrage abundența, că tot vorbeam. Exact, păi de asta te și întreb. Da. Este o metodă... Trebuie neapărat... Să dăm banii ăștia, ca ei să circule mai ușor și să vină mai repede? Eu n-aș spune că trebuie, nimic nu trebuie pe lumea asta, dar e o metodă prin care poți să atragi abundența. Știu că mai mulți oameni m-au întrebat, dom'le, dar n-am nici să dau de mâncare la copii, cu de unde să mai dau zeciuială. Așa. Și eu le spun așa, pentru că am exemple nenumărate la cabinet. Zic, dacă tu în momentul în care ai 100 de lei, nu dai 10 lei, nu o să dai nici când o să ai 100 de mii de euro. Zeciuială. Clar n-o să dea. Mai ales atunci. Exact. Și am văzut astfel de oameni, am spus, ei, acum e chiar culmea, cum să dau atâția bani? De ce să mai dau acum? 10.000 atâția... de euro, adică păi nu, cum să dau așa degeaba 10.000 de euro? Adică omul a uitat de unde a plecat. E, și asta este, de fapt, conștiința. În momentul în care omul își antrenează aceasta și își cultivă această conștiință în a da... Și cabaliștii spun exact lucrul acesta, că Dumnezeu întotdeauna ne dă mai mult decât ne este necesar, numai că noi, în dorința asta de a acapara, de a fi, de a avea de toate, noi nu realizăm că avem, de fapt, acest 10% în plus în a da. Avem în plus. Da, și este o alegere. Uh-huh. În momentul în care tu ai 100 de lei, Doamne ferește să ai numai atâta, așa, și dai 10 lei, în momentul în care ai 1000 de lei și dai 100 de lei și tot așa mai mult. Așa se mulțesc banii. Asta este un job, exact cum am spus și în cartea mea, zeciuiala. Dacă îți dorești să înmulțești banii, aici se mai fac alte acțiuni. Și aici se numesc acțiunile de caritate. Caritatea nu înseamnă numai bani. Asta nu înțelege lumea. Înseamnă și timp, pentru că fiind un om foarte ocupat,
vin la mine oameni și n-am timp eu de așa ceva să fac. Zic, dar dacă în timpul ăsta care nu l-ai tu, ți-ai acordat, de exemplu, o oră în zi, care să o împarți cu copilul tău, nu cu cineva de pe stat, copilul tău, crezi că v-ați îmbunătățit comunicarea? Și așa a fost, deci nu s-a gândit la acest aspect. Zic, timpul este tot o metodă de caritate. Dacă un om care se află în nevoie vine și îți spune, te rog frumos să mă ajuți mâine să mut lucrurile, că uite, m-a evacuat din apartament, de exemplu, uh-huh. Și tu spui, n-am timp de așa ceva, lasă-mă în pace, îți trimit șoferul. Nu este vorba despre a avea posibilitatea să-i trimiți pe cineva, ci de a face tu. E, mult mai multe o să-ți vină și vei avea timp de mult mai multe dacă tu vei dărui. Eu, de exemplu, ceea ce fac în mod, să spunem, curent, ofer cărți. De ce? Pentru că și eu îmi doresc să citesc foarte multe cărți, să am acces la cunoaștere și atunci ofer tot timpul cărți și nu numai cărțile mele. Și cărți așa, de ziua unui om, prima opțiune este să-i cumpăr o carte. Pe urmă, poate îi mai cumpăr și altceva. Dar acest model mie mi-a adus foarte multe cărți, ca să zic așa, da. Foarte multă înțelepciune, foarte mult acces la cunoaștere, pentru că am dăruit, de fapt, și eu la rândul meu cunoaștere. Intenția mea n-a fost neapărat asta, dar, cum spun eu, Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Întotdeauna când tu faci primul pas, El vine să compenseze. Există această lege a Universului, legea compensației, dar ceea ce este cel mai important este să pornească, primul pas să-l faci tu. Da. Da. Pentru că vorba românului, Dumnezeu nu spune, dă, da, nu spune nu-ți bagă în traistă. Exact. Adina, Universul poate să-ți scoată în cale spiritul optim pentru ascensiunea ta spirituală. Te-ai rugat pentru asta? Da. După ce m-am trezit spiritual, așa, mi-am dat seama că nu aveam lângă mine acest spirit, dar a fost o binecuvântare că l-am avut pentru alte aspecte ale vieții mele. Am cerut treaba asta, nici nu știam că există modalitatea asta de a te exprima, uh-huh. Și a venit. Și nu numai că a venit, dar m-a ajutat practic să mă desprind de vechi, pentru că asta este o situație care se confruntă multă lume. Stăruie în trecut, uită să trăiască prezentul și se gândește la viitor, este așa numitul sindrom al impostorului. Tot timpul noi dorim să fim mai bun pentru ce va fi. Nu ne desprinde de trecut, uităm să trăim prezentul și în această agresivitate față de noi înșine, agresivitate emoțională, bineînțeles că intrăm în burnout, în anxietăți, în depresii și ne autoevaluăm tot timpul că nu suntem în stare. Da. Și această stare de conștiință nu ne duce la ceva mai bun. Și atunci am spus, ok, poate mie mi-este greu să mă desprind de trecut, pentru că a fost destul de, m-a impactat foarte mult în viața. Te-a zdruncinat. M-a zdruncinat, pe românește, da, așa e că nu găseam cuvintele. Și aveam nevoie de un pansament, aș putea spune, dar un pansament spiritual. Din tot ceea ce studiam în momentul, în momentul acela, îmi dădeam seama că numai acest aspect ar putea să mă devieze un pic de la o anumită stare de suferință pe care am experimentat-o. Și s-a întâmplat. Da, suferința asta pe care ai experimentat-o, până în ce punct te-a dus? Într-un punct foarte jos, în care eram singură, exact cum am spus, nu mai aveam nici familia de partea mea, nici prieteni, toți se duseseră, mă rog, cu... Care încotro. Da, așa. Și am avut atunci un lama tibetan, Lama Tampai, care mi-a spus un lucru foarte interesant. În primul rând m-am dus la el în ideea să-i donez niște bani.
pentru că arsese o mănăstire din Tibet și tocmai luasem banii pe firmă și chiar îmi permiteam ca să fac un act de caritate de o mai mare învergură și nu a vrut să primească banii. Mi-a zis, nu pot să primesc banii, apropo de bani, decât dacă cunosc persoana care îi dă. Pentru că o asemenea sumă nu este disponibilă pentru oricine. Doresc să văd cu ce sunt încărcați acești bani. Cât voiai să-i dai? Nu contează, o sumă. Nu spun lucrurile astea, sunt niște lucruri tainice. Deci, fiecare... omul a fost prevăzător și a zis că vrea să te cunoască. Da. A vrut să vadă de ce categorie sunt banii, pentru că omul își pune amprenta asupra banilor săi, da. Evident. De asta e foarte important de la cine îi bani, cu îi dai bani, cu ce gând îi dai bani. Și un ajutor asupra cuiva este foarte important, ce energie atașezi acelor bani, pentru că se mulțească la omul respectiv sau evident să o faci din obligație, să spunem așa. Și momentul în care m-am dus să mă întâlnesc, el venea în România, avea așa o frecvență la care venea. Eu inițial n-am înțeles de ce nu vrea să ia bani, adică ce așa de complicat să ia niște bani. Dar m-a învățat foarte multe această experiență, pentru că el mi-a spus că am inima prea deschisă și de aceea înțeleg toate problemele oamenilor care îmi vin la cabinet și că ar fi bine ca să-mi stabilez niște limite și să nu mai preiau, de fapt, toate problemele oamenilor, că asta făceam atunci. Mai mult decât atât, m-a inițiat în roata medicinii, ca să pot să fac vindecări la un nivel mult mai profund. Și, de fapt, ceea ce vreau să spun era că el m-a învățat să împuternicesc banii cu partea aceasta spirituală și să îi mulțesc atât pentru mine, cât și pentru cei cărora le dau. Asta este o înțelepciune care am avut-o fără să o cer. Da. Pur și simplu a venit prin simpla mea alegere că doream să ajut. Asta am vrut să spun și asta am scris și în carte. Este foarte importantă conștiința pe care tu o atașezi banilor pe care îi dăruiești. Și pe urmă, bineînțeles, că am ajutat și alte categorii de oameni. Inclusiv la Cabala, la un moment dat, a fost o acțiune prin care să împărțim mai multe cărți Zohar în zone conflictuale. Adică, ce înseamnă zone conflictuale? Nu neapărat să ne ducem, Doamne ferește, în război, deși au fost oameni care s-au dus și acolo, ci în zone unde nu există atât de multă lumină, cum de exemplu sunt spitalele, da. Cum sunt, alte închisori și așa, zone în care nu există foarte multă lumină, există multă durere. Și am făcut treaba asta și asta a fost tot un act voluntar care mi-a adus mie o înțelepciune de o altă categorie, de o categorie superioară. Adina, tu scrii că boala Alzheimer are ca punct de pornire o cauză mentală a omului respectiv. Da. Care e cauza mentală? Omul care are această boală și din păcate văd că sunt tot mai tineri oamenii. Noi eram obișnuiți ca să aibă oameni peste 80 de ani, să spunem. Uh-huh. Am avut client cu la 50 de ani a fost declarat cu Alzheimer, din păcate. Totul pornește din această neacceptare a noastră asupra prezentului. Adică asupra ce ni se întâmplă în viață. Luăm totul prea în tragic. Uh-huh. Și atunci ne consumăm acei neuroni, cum se spune, și nu mai au capacitatea să regenereze. Începem să uităm, că de fapt asta se întâmplă la Alzheimer, progresiv și, de fapt, noi ne facem ca un scut de protecție prin care nu mai dorim să ne aducem aminte anumite aspecte. La nivel spiritual, de fapt, se produce, cum spunem noi, se taie lumina, adică nu mai ai conexiunea divină. Tu refuzi să crezi că mai există Dumnezeu care să te ajute,
Și atunci în ego-ul tău îți consumi propriile resurse până când se termină. Cunosc oameni care au trăit cu Alzheimer și 20 de ani. Foarte greu pentru familie. La un moment dat l-au dus la un azil. Dar cunosc și oameni care au murit foarte repede de Alzheimer. Ceea ce se întâmplă, din păcate, acum oameni tot mai tineri sunt diagnosticați în felul acesta, pentru că acest burnout care nu este tratat la timp poate duce în Alzheimer, pentru că tu te zbați la nesfârșit, îți arzi creierul, cum spunem noi. Îți moare neuronul. Exact. Și nu reușești să îți dai seama că, de fapt, totul în viață se produce numai în conexiune divină, în flow-ul acela de care vorbeam. Nu tu te zbați singur. Există chiar o rugăciune în ortodoxie care spune: Doamne, eu sunt mic, nu știu nimic, ajută-mă. Așa, o rugăciune simplă. Da. Sau chiar îngerașul meu, că vorba aia o am învățat-o toți când am fost mic. Cu toții. Exact asta exprimă. Doamne, eu sunt atât de mic încât ajută-mă ca să pridesc, ca să zic așa. Adina, care este puterea ta? Adevărata ta putere. Puterea credinței, cred că e cea mai importantă. Dincolo de tot ceea ce se întâmplă în viață, această putere a credinței m-a menținut pe linia de plutire și asta le spun și clienților care îmi vin la cabinet, indiferent în ce credeți, că o numiți creator, Dumnezeu, univers, ce vreți voi, dar această înțelegere a faptului că există ceva deasupra noastră care ne ajută, ne guvernează și suntem de fapt unul și același. Și în momentul în care noi ne unim, exprimăm voia divină, că vorbeam de voia divină, exact asta cred eu că este puterea. Învățătura cea mai de preț, care crezi tu că este? Această putere a credinței. În orice curent, religie, sistem pe care l-am studiat de-a lungul a 30 de ani, totul se reduce la acest aspect. Într-un fel sau altul, fiecare îl numește altfel, dar în final, despre asta este vorba. Îți mai este teamă că dacă îți vei arăta strălucirea, ceilalți s-ar putea să te dezaprobe, s-ar putea să te trădeze, să te părăsească? Nu. Am ajuns la acea înțelepciune în care mă accept așa cum sunt și în acord divin, evident că știu cine sunt acum, după atâția ani, și mă manifest în felul acesta. Adina Moldoveanu, strategist, coach, trainer, speaker motivațional, terapeut și consilier spiritual cu o vastă experiență în domeniul dezvoltării personale. Fără a se limita la vreun sistem sau la o credință anume, a fost dintotdeauna interesată de domeniul spiritualității. Adina, în drumul tău, în cunoașterea asta a diversilor maestri, ți-ai dorit să rămâi lângă unul anume? Da, dar nu m-a lăsat. Mi-a zis nimic nu crește la umbra unui copac, cum a spus Brâncuș când stătea în umbla lui Rodin, și atunci m-am împins de la spate să mă duc la următorul maestru, pentru că el, în conștiința sa proprie, știa că și-a îndeplinit misiunea față de mine. Atunci, Adina Moldoveanu, maestra, îți mulțumesc că ai fost aici alături de mine, că ai împărtășit cu noi din darurile tale. Și sperăm să ne ajuți să ni le descoperim și noi pe ale noastre. Te îmbrățișez. Cu mare drag, sunt onorată. Te aștept să revii da. În curând. Ce drag. Cam atât pentru astăzi. Ne revedem în curând aici la Intervie Vista, un podcast despre a ști și a cunoaște. Zooniverse Podcasts.